Bună seara dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. Da, această lucrare este de anul trecut început. Un parc balnear care este, acest parc va cu un parc, cum să vă spun, pentru copii, jocuri, pentru unde se pot juca copii, va fi un două sau trei. Mai dați-o dracului, mai tovarăș! Un spac, cum să vă spun, va fi foarte, părerea mea, va fi foarte frumos acest parc balnear. Asta e tot? Am făcut niște promisiuni până să ies primar în campania electorală, fiindcă... Vai! Aceste cuvinte ne doare! Vreau să vă spun că în satul Lipia e în jur de vreo 2000 de locuitori și care se chinuia într-o baracă. Lasă tăticul, deschid eu, sa minor! Începând cu anul 2019, primăvara anului 2019, vor începe canalizarea în toată comuna Merei, Lipia, Merei, Ogrăzile, Munteuru, Gura Sărății, Dealuvii, Izvorul Dulce. Domnule șef, eu nu știu nimic. Suntem la cea de-a 10-a ediție a zilei Serata Munteurului. Avem 124 de ani de la înființarea stațiunii Serata Munteuru, 134 de ani de la înființarea comunei Munteuru, 94 de ani de la funcționarea minei de petrol din Serata Munteuru și 509 ani de la atestarea acestei stațiuni. Iar apoi a fost un foc de artifice și cadouri de la Sfântul Moș Nicolae din partea Consiliului Județean. Și chiar copiii au fost emoționați, mai ales la focul de artifice. Chiar a fost chiar niște focuri de artifice concurent cu cele de la Buzău. Ce rost are, băiat! Sunt persoane care doresc și acum teatru de operetă în stațiunea Munteuru. Am încercat să... Asta e foarte greu. Fiindcă trebuie cu Ministerul de Cultură, cu aprobare, cu finanțare de la Ministerul de Cultură. Într-o zi să fie cu operetă, să nu știu ce, și a doua zi cu populară și nu știu ce. Sunt lucruri foarte greu. Stațiunea Serata Munteuru este singura stațiune din județul Buzău și care s-a dezvoltat foarte mult. Întreabă mereu când e zile Serata Munteuru pentru a veni în stațiune. Am încercat să putem să facem ca stațiunea să ridice din ce în ce. În primul rând, buzăienilor, îi aștept cu drag în stațiunea Serata Munteuru, să dezvoltăm un pic stațiunea și să o și lărgim un pic. Să nu ne găsim toți în centrul stațiunii, să lărgim cât de cât, să vin să aibă cât mai mulți turiști și să nu fie aglomerat, să fie cât mai liber. Mie îmi pare rău, am avut o mare simpatie pentru dumneavoastră, dar mâine nu te mai pripă aici. Se mai poate găsi locuri de cazare, chiar dacă nu sunt în stațiune la 2-3 km de stațiune, se poate găsi locuri de cazare, dar cel mai mare problem în stațiune este parcările. Da. Da. Poate să milostivi el de sus și de noi, cine știe. Din cauza, fiindcă majoritatea cetățenilor nu interesează pentru ca... Plus că în satul Munteuru sunt la ora actuală în jur de 840 de cetățeni cu drept cu buletine. Banii care vin de la București să vină direct pe stațiune, trebuie o locație pentru acel primărie. Să fie câte mai puține comune și să fie cât mai mulți angajați, mai puțini angajați. Să fie rușine, magarule. Vă plătesc degeaba, mă aduceți în sapă de lemn. Cei de la Consiliu au avut un autocar desfăcut, dar noi vom avea un autocar de 50 de locuri care vor aduce buzoienii gratuit la Serata Munteuru. A fost la început când s-a început cu această
spectacol în stațiune. Serata Munteoro este una dintre satele din Comuna Merei care plătesc cel mai mult impozit la primărie, prin pensiuni respective. Comuna Merei s-a dezvoltat foarte mult cu mulți investitori. Nu neapărat datorită stațiunii noi ca și comună rezistăm. Rezistăm și fără satul Munteoro. Dar dacă ăsta e un viitor Eminescu? Nu e, sigur nu e. Nu e mai Ionel, dar poate că e flamand. M-am chinuit cam un an de zile prin instanță, de am putut să recuperez de la o firmă, o persoană care aici era baruri și magazin alimentar. Sunteți băieți de treabă, sufletiști. Când a fost sărbările la școală, am zis să termin până începe sărbările, deoarece copiii se chinuiau în școli și făceau, era o căldură foarte mare. Te anunț în mod oficial că ești un cretin. Urmând eu ca și comună, deja am realizat ca utilități apa, canalizarea și iluminatul electricul și chiar o să începi și cu canalizarea din 2016-2020. Ceara e de Românie, pe ce mâine a ajuns? Sâmbătă va fi la orele 22, se va închide sâmbătă la ora 22, iar duminică, după focul de artificie, Nu știi nimic, n-ai auzit nimic. Vrem să ne vorbiți despre strategia de dezvoltare a stațiunii Serata Munteoro, acum că sunteți și stațiune balneo. Nu vă pot spune lucruri, eu nu sunt viceprimar din mult timp. Am 2 ani. Și mai lucru, nu știu ce aș putea să vă spun. Totuși sunteți de 2 ani viceprimar, cred că da. Știți. Un teren care se vede și ăla de lângă sala de sport. Ai de capul și de zilele mele. Un teren de? Un teren de... De agrement. Un teren de agrement. Stil bază sportivă, stil pentru bătrâni. Au diferite chestii din astea pentru mișcări, pentru... Aer curat, apă. Acesta nu are. Dumneavoastră vă place cum arată? Nu, tot... Am înțeles. Un flet. O ciurit. Asta e moștenirea pe care voi eu să o las. Da, pe cuvântul meu de onoare. Asta e. Trăim în România și cam asta e.